Oamenii îmbrăcați în straie de sărbătoare au venit dis de dimineață la slujbă pentru a cinsti memoria celui care le-a fost multora duhovnic și nădejde în vremurile grele. Pentru fiecare dintre cei care l-au cunoscut, părintele Iustin Pârvu a avut o vorbă bună și un sfat ajutător. De ce v-ați îmbrăcat astăzi în straie populară? Ne-am îmbrăcat că așa îi plăcea părintele Iustin, tradiția. Înțelegeți? Și chiar anul trecut, preanaltul Teofan a zis că părintele Iustin dorea ca să venim îmbrăcați în costume populare. Deci m-am îmbrăcat și eu, am cămașa de la bunica mea. Frumoasă sărbătoare, e ziua părintelui de 2 ani de la plecarea din viață a părintelui. L-am cunoscut când era în viață, da. Da, era un duhovnic bun, iscusit, deosebit, stătea de vorbă cu toată lumea frumos, înțelegea pe toată lumea, dădea sfaturi duhovnicești. Ne bucurăm, ne-am bucurat de dânsul. Când a fost în viață, ne bucurăm și acum când venim și ne rugăm la mormântul. Da, l-am cunoscut și l-am întâlnit de câteva ori în timpul vieții. Părintele era foarte blând și iubitor și cred că asta ne adună de fiecare dată aici lângă el. Oamenii au participat la slujba ținută de un sobor de preoți veniți de la mai multe mănăstiri și biserici din zona Neamțului, în frunte cu preasfințitul Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Iașului. Părintele Iustin Pârvu este considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai neamului românesc. După ce a absolvit seminarul în 1948, este arestat de regimul bolșevic. A fost eliberat abia în 1964 alături de alți militanți anticomuniști, după ce a trecut prin închisorile de la Suceava, Aiud, Periprava, Gherla și Văcărești. De memoria sa sunt legate, printre altele, învățături adresate credincioșilor, iar după moartea sa, o serie de evenimente considerate chiar minuni.